Bună seara tuturor giurgiufenilor, sunt Gelu Brebenel, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Giurgiu înainte de toate. O ediție a emisiunii care în această seară debutează cu o ediție de promovare electorală cu durata de 60 de minute. Vreau să amintesc sau să reamintesc telespectatorilor noștri că, mă rog, conform normelor CNA, televiziunile locale sau naționale nu sunt obligate, pot organiza emisiuni de promovare sau dezbatere electorală. Televiziunea noastră s-a hotărât să facă acest lucru pentru a ajuta giurgiuvenii să fie cât mai în cunoștință de cauză cu privire la cine vine în fața lor la televizor sau mai ales pe cine vor vota pe 5 iunie. Așadar, în această seară o emisiune de promovare electorală în care invitații mei au dreptul să își prezinte platforma, programa partidului pe care îl reprezintă, platforma dumnealor individuală, ideile cu care vin în fața giurgiuvenilor. Dați-mi voie să vă prezint invitații emisiunii. Pe de-o parte, domnul doctor Deliu Radu Silviu, în premieră la televiziunea noastră. Bună seara! Bună seara! Vă doresc succes și să fiți convingători. Sunt alături de dumneavoastră. Asta pentru că spuneam ceva mai devreme că aveți ceva emoții fiind pentru prima oară la televiziune. Sunt sigur că veți fi convins. O să trecem peste. Succes încă o dată. Marian Damian, colegul și prietenul meu, este foarte versat în materie de televiziune. El este moderatorul unei emisiuni TV. Bună seara, Marian! Bună seara! Așadar, sunteți prezenți amândoi în această seară în calitate de candidați ai PSRO. Aveți aproape o oră la dispoziție să discutați despre tot ceea ce credeți dumneavoastră că este mai potrivit să le transmiteți giurgiuvenilor. Dar înainte de toate, eu v-aș întreba și dați-mi voie, domnule doctor, să începem cu Marian ca să ne încălzim așa puțin. Marian, de ce PSRO? Întrebarea aceasta a fost pusă de fiecare dată atunci când am ieșit într-o emisiune și... Înseamnă că e o întrebare bună. Da, e o întrebare bună. E firesc să fiu întrebat, pentru că eu văd lucrurile așa. În momentul în care eu vă spun de ce am ales PSRO, automat telespectatorii care ne urmăresc pot să înțeleagă la rândul lor dacă e corect sau nu să facă un pas către noi. Și am să vă spun că în primul și în primul rând am fost... curtat, cu ghilimele de rigoare, foarte mult timp de membrii mai vechi ai acestui partid, dacă putem să spunem membrii vechi, având în vedere faptul că partidul este recent înființat, are doar un an și puțin de când a fost el înregistrat oficial și iată că răspundem pe această ocazie, cu această ocazie și la o acuză care ne-a fost făcută că nu am fi fost înființați. Ba da, au fost documentele depuse la vremea aceea și am demonstrat că suntem organizați după legislația actuală. Apoi am spus că am fost curtat, nu vroiam să fac politică de acest fel, aveam o adeziune, dar nu vroiam să ies în față pentru că nu mă vedeam poate la fel de capabil ca și membrii celorlaltor partide. Aveau echipe bine închegate, era ok totul acolo și nu mă vedeam în rândurile lor. Nu știu dacă aș fi putut să aduc plus valoare acolo. A venit această propunere susținută foarte tare inclusiv de domnul președinte Gioană, care a insistat să fac parte din această echipă. Dar de ce de domnul președinte Gioană? Te cunoștea domnul președinte Gioană? Probabil că da, din moment ce am fost recomandat. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta, dar puteți să-l sunați pe dânsul, să-l întrebați. Dă-mi numai puțin, vreau să reglementez o mică chestiune cu colegii din regie. Deci Marian Damian, titrați-i numele, vă rog frumos, candidat PSRU, P mare, S mare, Ro mare, O mic de la România, fără punct între R și O, ca să fie lucrurile clare. Exact. Deci P mare, S mare, R mare, O mic de la România. Da, te rog. Așa, s-a întâmplat lucrul acesta, acum eu nu știu să vă spun exact, bineînțeles că am fost recomandat, însă nu știu să vă spun dacă dumnealui s-a informat mai mult de atât sau pur și simplu a dorit ca să intru în această organizație. Important este că de la nivelul funcției dumnealui a dorit să stea de vorbă cu un om ca și mine și să facă tot ceea ce s-a putut face în așa fel încât să mă convingă să intru în organizație. Eu spun că asta
reprezintă o dovadă că se colaborează foarte bine de sus până jos. Am acceptat și pentru că sunt foarte puțini oameni care au mai făcut politică așa, politică la nivel de ieșit, de propagandă, de tot ce vreți dumneavoastră. Iarăși revin și spun, or fi oameni care au avut adeziuni, dar n-au ieșit foarte puternic în față. Ca atare, am simțit că este un teren virgin, ca să zic așa, pe care putem să construim ceva după cum ne dorim noi să o facem. Am avut mână liberă să mă implic în această organizație, să vin cu ideile personale și acesta a fost momentul în care am zis da, după ce am judecat așa. Apoi vreau să vă spun că sunt bucuros că am făcut pasul acesta, pentru că după câteva zile în care am ieșit în campania electorală în această ipostază, reacțiile sunt foarte bune și voi reveni cu accepțiunea, cu acordul dumneavoastră ceva mai târziu asupra discuției. Vreau să se prezinte și domn doctor, dacă e posibil. Sigur că da, eu v-am prezentat așa pe scurt, domnule de lui Radu Silviu. Vă rog să vă prezentați dumneavoastră. Mai am o chestiune cu regia, deci P mare, S mare, da? Să reglementăm chestiunea asta. Partidul Social, da? O abreviere. P mare, S mare, R mare, O mic. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că această greșeală practic susține, v-a făcut pe dumneavoastră să repetați de mai multe ori numele este, și nouă ne prinde bine pe piață. Să-l repetați dumneavoastră cât vreți. Da. Este timpul dumneavoastră, da, Antena. Acum... Mi-a spus că sunt om de televiziune și știu să mai glumesc un pic pe tema asta. Orice hibă de genul acesta face un pic de bine. Mulțumesc. Bun, domnule Deliu Radu Silviu. Cum spuneam, eu v-am prezentat pe scurt, vă rog să vă prezentați dumneavoastră. Cum considerați dumneavoastră că... În primul rând, bună seara. După o oră, cam așa ar trebui să spunem, bună seara. Probabil o parte din locuitorii orașului Giurgiu mă cunosc, o altă parte mă văd acum pentru prima dată. Sunt medic, medic primar, medicină de familie, lucrez în Giurgiu și am intrat în această echipă. Fac o prezentare scurtă pentru că n-aș vrea să devină o reclamă la... sau să fie interpretată ca o reclamă la adresa mea. Păi să știți că, din punctul meu de vedere, trebuie să fie interpretată ca o reclamă. Deci trebuie să vă prezentați cât mai credibil și cât mai bine. Asta până nu vă invi la o dezbatere electorală și acolo nu vă mai las. Sigur că da. Problema este că prin natura meseriei mele încerc să nu devin foarte agresiv într-o reclamă de genul ăsta. Lumea trebuie să ne vadă, să ne audă și tot lumea trebuie să judece. Da, și la un moment dat să aleagă, bineînțeles. Referitor la întrebarea care a spus-o, sau cu care a început domnul profesor, de ce am intrat în acest partid? E cam un copy-paste. Ce a spus domnul profesor, același lucru pot să spun și eu. N-am făcut parte din niciun partid până în momentul acesta. Am fost simpatizant prin intermediul tatălui meu, doctorul Deliu, pe care îl pomenesc și în acest moment. Am intrat în acest partid strict în urma unor discuții cu prieteni, cu amici, da? Care m-au convins și mi-au spus că degeaba am opinii, degeaba am idei, dacă nu încerc să le și pun în practică. Adică să ies de pe, exact ca la fotbal, aici domnul profesor știe mai bine, de pe margine, stând în fotoliu și zicând ce nu face la ce nu face ala, dacă tot am ceva idei, să încerc să mi le pun în practică cu ajutorul echipei în care am fost inclus. O să vă întreb și despre ideile dumneavoastră. Referitor la CV-ul dumneavoastră politic, spuneați că nu ați mai făcut politică. N-am mai făcut politică, n-am fost membru al unui partid. Simpatizant am fost ca oricare, sau care am ca marea majoritate. V-am spus ajutându-l pe tatăl meu, dar eu strict n-am făcut politică din diverse motive. L-am apreciat foarte mult pe tatăl dumneavoastră. Țin neapărat să vă spun. Vă ascult în continuare, sau Marian, dacă dorești să iei tu. Îmi dați voi? Să vorbiți dumneavoastră, domnul profesor, eu mă rezum la lucrurile mai stricte, nu am o mare experiență în televiziune, așa, și atunci... Aș vrea să vorbești tu, Marian, este o idee de-a mea. Despre platforma partidului, cu ce veniți voi nou în ca platformă, ca program în campania asta electorală, ca lumea să înțeleagă, să discutăm
Într-un fel logic, platforma partidului spune că platforma mea individuală, ceea ce pot să fac eu, este asta și așa mai departe. Și tu și domnul doctor. Păi, înainte de toate, noutatea grupului nostru este dată de ceea ce am spus mai devreme, un număr destul de mare de oameni care nu au fost în politică activ, efectiv. Au fost simpatizați. Crezi tu că asta este una tu? Da, de ce nu? Pentru că un om care nu a fost până în momentul de față activ, poate este puțin mai liber să gândească așa cum dorește el, ci nu cum dorește un grup anume. Că n-ar fi constrâns, vrei tu să spui. Exact, da, da. Și poate veni cu o noutate. De altfel, piața, după cum sunt sigur că știm cu toții și știți și dumneavoastră, a avut o asemenea poziție, își dorește o clasă politică nouă după tot ceea ce a spus. Mă gândesc că știu oamenii ce știu și ce vor. Pe de altă parte, vreau să spun că o noutate reprezintă și faptul că, uitați, după ce am acceptat să fac parte din această organizație, am ieșit în calitatea nouă de câteva ori în emisiuni. Reacțiile au fost sau foarte bune, bune, sau deloc. Și asta înțelegem foarte bine. Să înțeleg că ai dezamăgit pe cineva? Nu, nu, n-am dezamăgit pe nimeni, cred. Eu cred că totuși sunt oameni care, dacă nu ne-au criticat, înseamnă, dar n-au avut nicio poziție, înseamnă că au o opțiune personală și își văd oamenii de opțiunea lor. Nu am ieșit în campanie electorală și nu vom face cu critici la adresa cuiva. Vom veni și vom căuta să spunem de fiecare dată ce putem face noi și ce reprezentăm noi. O altă noutate. O reacție foarte bună a publicului, cred eu că este dată și de faptul că eu am fost lăsat liber să vorbesc așa cum gândesc eu. Eu n-am venit în organizație și am devenit un politician peste noapte. Nici nu sunt în stare să fac asta. Eu am fost luat de acolo, din locul de unde mă aflam, și am fost pus să vorbesc cu oamenilor exact așa cum o făceam și înainte. Lucrul acesta e nou pentru foarte multe localități și poate chiar la nivel național. Nu știu câți oameni vin și pot să fie tot ei înșiși. Și știți foarte bine la ce mă refer. Iarăși, analizând această situație, spun că este meritul candidatei partidului nostru la funcția de primar, doamna Liliana Ciobanu, care, până la urmă, reprezintă creierul acestei formațiuni, filiala Giurgiu. De ce dumneai a înțeles că un specialist, cum m-a considerat dânsa, da? M-a considerat un specialist într-un anumit domeniu și m-a vrut în echipă. M-a luat în echipă și nu a vrut să mă schimbe, nu a vrut să profite altfel. M-a pus să fac exact ceea ce știam eu să fac. Este acest amănunt o dovadă că este un selecționer bun, care știe să-și selecteze cadrele și care le respectă valoarea dinainte și pune să joace pe posturi. E un selecționer politic care a selecționat un selecționer sportiv. Nu știu. Păi da, da, eu nu sunt un selecționer în politică până una alta și așa că termenul se poate aplica și aici. Spuneam că este o dovadă de noutate faptul că acest selecționer al nostru este capabil să ia oameni, dar să-i lase să se exprime așa cum știau ei să o facă înainte. Ei erau buni sau nu înainte să intre în organizație. În momentul în care au venit aici, nu trebuie să fie schimbați pentru că nu vor mai fi ei. Poate că trebuie să discute și să reprezinte grupul la un moment dat, ca și dezbatere după lungi discuții vis-a-vis de o problemă sau alta, dar personalitatea omului trebuie să rămână. Este o dovadă. Asta este și o promisiune a organizației noastre către cetățeni că mâine, dacă lucrurile se vor întâmpla într-un caz fericit
și nouă, dar și cetățenilor, ca organizația noastră să ajungă să conducă. În momentul acela nu vor fi schimbați oamenii, ci vor fi puși la locurile lor și vor fi, cu ghilimele de rigoare, exploatați cât se poate de mult pe valoarea și pe meseria lor. Făceai referire cu câteva secunde mai devreme la situația în care organizația domnilor voastre ar fi pus în situația să conducă. Asta să te întreb direct. Tu ești candidat la Consiliul Local, da? Da. Un loc fruntaș acolo. Ești, da, pe locul... Al doilea. Al doilea. Un loc categoric eligibil. Care sper tu să fie scorul vostru electoral? Câte mandate crezi că o să... Da. Păi dacă eu aș ști să răspund la această întrebare, nu m-aș mai duce în, în campanie. Era vorba despre speranțele voastre. Nu, nu e vorba... Despre estimări până Speranța... Lumea vine și tu, mulți zic, noi o să luăm 11 mandate, zic unii. Treaba lor. Să impunem Consiliul Local regulile. Treaba lor. Eu nu știu. Măria sa poporul, cum spunea un mare poet, are dreptul să dea răspunsul la această întrebare. Eu habar n-am, eu știu un singur lucru. Crezi că PSRU va veni cu o surpriză? Da, eu cred că da. Va fi un fel de PPDD? Vorbesc la modul... Nu, va fi PSRU. Chiar dacă nu, va fi PPDD, acum 4 ani a venit cu o mare surpriză. Nu, va fi PSRU. PSRO e PSRO. Nu este creat pe aceeași nișă ca și atunci. Nu este vorba de nișă. Vorbeam dacă tu... Va reprezenta o surpriză. PPDD, cu toate că a dispărut și la, a reprezentat o mare surpriză pe scena politică giurgiuveană. Deci, de ce n-ar reprezenta? Pentru că veneau cu o noutate. Nu, de ce n-ar reprezenta PSRO aceeași surpriză? Pentru că gândiți-vă foarte... Asta te întrebam. Da, eu cred în asta. Uh-huh. Și știu de ce spun treaba asta, pentru că sunt... oamenii uită niște lucruri esențiale. Majoritatea alegerilor se câștigă cu un procent anume de partidele mai mari. De cele mai multe ori, procentele acelea sunt din 40-50% dintre cei care au dreptul de vot. Ce facem cu ceilalți? De ce ei n-au ieșit la vot până în momentul de față? Noi ne-am adresat această întrebare. Și nu am spus neapărat că sunt oameni altfel, dar sunt oameni nehotărâți. În momentul în care... Vizați această categorie? Vizăm pe toată lumea. Nu vizăm neapărat. Putem să vă convingem și pe dumneavoastră, putem să convingem și un membru PSD și pe oricine. Pentru că în momentul în care omul se identifică cu noi, poate să voteze în cabina de vot cu cine dorește dumnealui. Revin la ce am spus mai devreme. În moment... Chestiunea asta chiar nu înțeleg. Ai spus așa, dacă omul se identifică cu noi, poate să voteze în cabina de vot cu cine dorește dumneavoastră. Da. Adică nu votează cu voi? Ba da! Ba da. Oricare după listă, spui tu. Sau cum? Nu, nu, nu. Poate să voteze, deși e membru unui alt partid, poate și evident că toți ar aștepta să voteze cu partidul lui, s-ar putea schimba și să nu fiți surprinși de treaba asta. Înțeleg, da. Pentru că hai să fim serioși, dacă umblăm prin târg și sunt mulți oameni care, deși fac parte din anumite partide, sunt dezamăgiți de echipele lor chiar. Dar nu vreau să discut asta eu despre... paradox. De ce crezi că un membru dezamăgit de partid, partid să ducă în... Dar de ce mă întrebați pe mine? La noi nu sunt oameni dezamăgiți și atunci nu vreau eu să răspund la întrebările pe care vreau să le adresați partidelor care au membrii dezamăgiți, da. Deocamdată nu e cazul. E dreptul asta să nu răspunde, sigur că da. Păi nu, dar am zis că nu vreau să privesc în curtea altora, de ce m-a obligat să o fac? Pentru că, altul, vreau să aducem, eu vreau să aduc discuția către acea felie electorală indecisă. Păi aia vroiam și eu să spun. Același lucru vreau să spun. Eu cred că oamenii indeciși sunt așa pentru că au analizat foarte bine situația și au ajuns la concluzia că nu îi reprezintă nicio grupare, nici cealaltă. Și asta e dreptul omului să hotărască. Acesta este dreptul omului. În momentul de față, un partid nou înființat, care are oameni în marea lor majoritate nou veniți pe eșichierul politic, poate să fie perceput și îmi doresc să fie perceput ca un restart. Un restart pentru ceea ce va să vie, cum să mai spune. Da, o nouă alternativă vreți. Exact. Îmi doresc să se vadă lucrul acesta și pentru că noi suntem mici,
Așa este. Dar nu avem nici presiuni. Și lucrul ăsta contează. Contează foarte mult, pentru că noi ce vom putea face nu este altceva decât să trasăm o nouă logică a lucrurilor și să lucrăm tot cu oamenii care sunt, cu poporul giurgiuvean, ca să zic așa. Toată lumea spune unde vă este echipa. Echipa noastră, efectiv, este prezentă în Pliante și așa mai departe, dar nu asta este important. Nu oamenii ăștia schimbă, de fapt, lucrurile. În momentul în care a venit la conducerea țării noastre domnul președinte Iohannis, n-a venit și cu un alt popor. El a trebuit să lucreze tot prin poporul român deja existent. Așa că gândirea noastră este aceea, să transmitem de sus în jos niște reguli. Poate, în accepțiunea noastră, sunt mai serioase, mai bune pentru oameni, dar se va lucra tot cu oamenii din Giurgiu. Poate că vor fi puși într-un alt context să fie mai eficienți. Asta da. Dar echipa noastră sunt oamenii care ne privesc. Bun, haideți să, cu voia dumneavoastră, pentru că e emisiunea dumneavoastră, dreptul dumneavoastră să... Să aduc și eu o mică completare aici. Da, vreau să vă dau microfonul dumneavoastră. Întrebarea a pornit de la ce speranțe avem. Câți candidați, care sunt locurile eligibile. Da, ce așteptări. Întrebarea asta am primit-o frecvent. Întrebarea asta am primit-o frecvent și s-a tot făcut chestia asta. Acum... Iarăși eu o să revin, sunt un om al exemplelor. Nici la cabinet nu pot să răspund la întrebări când o să mă fac bine, care sunt șansele procentuale, la fel cum nici domn profesor nu poate să spună exact echipa sau omul pe care îl antrenează dacă va câștiga o competiție. Noi suntem o echipă tânără și mă refer la tânără din punct de vedere politic, sau o parte a echipei suntem tineri din punct de vedere politic. Suntem tineri, domn doctor, și altfel. Și suntem destul de ambițioși. Pornim într-o luptă, cum pornim și dumneavoastră, cum pornim și în meseriile noastre de bază, e o luptă politică în care noi încercăm să dăm tot ce putem, să convingem lumea, până la urmă lumea decide, nu ce spun eu, nu ce spune domnul profesor, nu ce prezentați dumneavoastră. Lumea decide în funcție de ce ne aude. Șansele n-ai de unde să le știi. Pornești la o luptă, dăm tot posibilul să avem un rezultat cât mai bun și vom vedea la final. Altfel, eu din start, întrebarea asta, ce șanse avem, în momentul ăla ar trebui desfința campionatul mondial de fotbal, că Brazilia ar trebui tot timpul să-i dai... S-a dus Brazilia, s-a dus. Tocmai, da? Deci nimeni nu se aștepta ca la un moment dat să câștige Grecia, nimeni... Deci, se oferă lucruri noi permanent. Dacă rămânem tot timpul agățați, ăla este că a făcut la un moment dat, înseamnă că s-a terminat, nici mai are sens politica. Bun, nu vreți să vorbiți despre estimările dumneavoastră. Dar cine a vorbit până acum? Există oameni care pot să spună cu exactitate treaba asta? Sunt curios, da, și sunt eu. Sunt unii care se bat cu cărămida în piept. Noi vom lua 11 este... mandate. Foarte bine, bravo. Extraordinar. Probabil sunt în legătură cu mama Omida și au... Da. Își fac sondaje. Directă. Dacă ies bine, le laudă. Dacă nu ies bine. Uităm de ușor, ele. O lasă ușor mai moale. Ce eu se vorbește aici rămâne la dumneavoastră înregistrat și atunci da. Sună mai urât. E mai puțin important că rămâne la noi înregistrat. Rămâne în memoria telespectatorului. Păi prin asta nu că rămâne pe urmă. Alege, sigur, judecă. Da. Sigur, despre asta e vorba. În momentul când vii și spui o să mă voteze, o să iau jumătate din Consiliu și vezi că o să iei două mandate, a trebuit să dai un răspuns și... Eu habar n-am acum la televizor cum Mercur retrograd. Dacă aș fi candidat, dacă îmi dați vorbă cu voi, sigur, să fac o disertație de 30 secunde, aș spune, domnule, eu personal vreau să mă adresez intelectualilor, pentru că eu n-am forță să mă duc la marginea să fac să trec. Eu sunt mai convingător așa. Și eu cred că din Giurgiu mă vor vota atâta. Faptul că mă vor vota 5.000 de oameni înseamnă mult mai mult decât faptul că alții votează 30.000 de oameni și așa mai departe. Deci pot să fac anumite estimări. Vedeți de ce... Vă faceți estimările dumneavoastră. Vedeți de ce este bine să intrați în politică și să aplicați această metodă și să vedeți rezultatul și abia după aia discutăm. Până una alta... Nu vreau să aprobez într-un politic. Până una alta, noi aplicăm așa cum considerăm noi lucrurile și la această întrebare nu putem răspunde pentru că
mai mult decât să pun sufletul pe masă și inima pe masă și să le vorbesc cu oamenii cu toată convingerea despre tot ceea ce vom vorbi în această emisiune și în toată campania electorală, n-am ce să le dau. Pentru că n-am avut nici puterea să fac mare lucru până acum. Mă refer la problemele administrativ-gospodărești ale acestei localități, da? Nu pot eu să răspund la întrebările astea. Eu pot să vă spun doar că am fost, sunt și voi rămâne un om serios și atât. Dacă oamenii mă cred, dacă oamenii se uită în spatele nostru și constată că am dreptate cu tot ceea ce am spus, ok, să vină lângă mine. Dacă nu, asta e, le respect dorința și vom vedea. De unde să știu eu astăzi pe câți vom convinge? Pentru că nici nu știau de mine. Eu n-am știut că voi face politică în urmă cu ceva timp. Așa că n-am cum să vă răspund. Aștept rezultatul, aștept ca oamenii să se uite, să judece și să vină sau nu alături de noi. Vom respecta decizia, o vom accepta și vom vedea atunci ce este de comentat. Bun, dar este, și, am un lucru de completat. Este clar că să înțelegeți încă o dată că este dreptul dumneavoastră de a vă vinde marfa în această emisiune. Știu. Eu sunt aici doar să închid emisiunea, să vă prezint, să eventual să... Nu am constatat până în momentul de față că ne-ați fost potrivnic în vreun fel, așadar vă mulțumim până una alta, nu avem ce să reproșăm. Cu voia dumneavoastră v-aș invita să vorbim puțin mai concret. Emisiunea mea se numește Giurgiu înainte de toate. Eu am pus Giurgiu înainte de toate întotdeauna, de-aia am și făcut emisiunea și am spus că dacă fac această emisiune vreau să văd Giurgiu și giurgiuvenii cu alți ochi. Sunt dator cu intervenția dumneavoastră, după care v-aș ruga, dacă sunteți de acord împreună, să discutăm mai concret despre prioritățile pe care le vedeți mai sigur. Mai era un ultim lucru care doream să-l spun. Nu o să dăm cifre exacte, dar atâta timp cât am acceptat să ne implicăm în chestia asta, da? Fiecare având în spate o profesie, un nume, este clar că nu ne-am aruncat cu capul înainte. Nu mai suntem nici la vârsta. Consider că avem și ceva experiență ca să nu putem să spunem că mergem, hai să vedem ce-o fi. Da? Deci nu jucăm zaruri, ci chiar suntem, cred eu, oameni cât de cât serioși, care reprezentăm ceva pentru o parte a electoratului giurgiuvean și care, în momentul în care am intrat în treaba asta, am intrat cu gândul să facem ceva și să câștigăm. Nu am intrat ca outsider în mintea noastră. Desigur. Bun, Marian Damian, ești de acord să discutăm la propunerea mea despre platforma partidului, da? Da. SRO, care vizează Giurgiu, lucrurile concrete de la Giurgiu, prioritățile pe care le aveți dumneavoastră în vedere. Da. Și echipa ta. În primul rând vreau să spun că echipa noastră, PSRO Giurgiu, își propune în primul și în primul rând să nu renunțe la niciun proiect bun care este dovedit și care a fost dorit de orașul nostru, nu va pune piedici și nu va renunța la niciun proiect care până în acest moment s-a dovedit a fi bun și este în derulare și sau urmează să înceapă absolut orice lucru de acest gen. Asta pentru a înțelege oamenii că nu venim noi și o luăm de la capăt și iară stăm și nu știu ce mai facem pe acolo. O altă chestiune nouă pe care noi vă promitem că vom susține în Consiliul Local absolut orice proiect care va fi demonstrat și se va ajunge la concluzia că este de bun augur pentru Giurgiu, care este sustenabil și care este dorit de cetățenii orașului. Nu vom pune piedici niciunui proiect doar pentru că vine din altă parte. Un lucru pe care ținem să... Nu înseamnă că vin alți oameni acolo și cu mentalitatea de a pune iarăși și ei niște piedici în momentele esențiale. Nu e așa deloc. Am spus-o și într-o altă emisiune, odată ce consilierii PSRO vor ajunge acolo sau primarul nostru Liliana Ciobanu va ajunge acolo, devine primarul orașului și al tuturor. Din momentul acela noi nu mai reprezentăm doar partidul nostru, ci reprezentăm pe toți oamenii. Nu pot să fac politica partidului acolo.
N-am voie să mai fac asta. Devin omul fiecăruia din orașul nostru. Trebuie să-i reprezint interesele și așa voi face. Acum, că noi ne dorim să facem diferite, să inițiem diferite proiecte, să le continuăm pe altele, trec și la concret pentru că am aici noutăți. Sau poate sunt vechi pentru unii dintre dumneavoastră care mă urmăriți în emisiuni și despre acele proiecte m-ați auzit vorbind și nevăzându-le realizabile, evident că mi le voi pune pe agendă și voi încerca să le susțin astfel încât să le văd cu ochii mei realizate. Însă vreau să vă spun că ne dorim o chipzuință și o transparență cât mai mare în cheltuirea banilor. Și cum facem asta? Am spus-o și în alte emisiuni și o repet și la dumneavoastră. Ne dorim ideea de consilier consiliat. Adică noi credem că niciunul dintre noi nu este capabil să hotărască în deplină cunoștință de cauză în vreun domeniu. În toate domeniile, pardon. Și atunci, în Consiliul Local, tu trebuie să votezi foarte, foarte multe proiecte care nu ți aparțin, nu le cunoști foarte bine. Știu că există comisii. Trebuie să te informezi în comisii. Știu că există tocmai. Dar pentru a avea o și mai bună legătură cu cetățeanul, noi vom face o preconsiliere și o prediscuție în sediul nostru cu ușa deschisă la care vor putea asista oameni, nu neapărat membrii de partid, și asta e noutate. Pentru că membrii de partid pot să decidă precum doresc grupul. Dar noi vom da posibilitatea acolo să veniți și dumneavoastră care nu sunteți membru de partid. Ce faceți? Adunare publică? Da, da, încerc. De ce nu? Sunteți avantajați că sunteți aproape de primărie. Dar de ce să nu fac asta? Unde e problema? S-a spus că, s-a discutat așa că, păi și când mai ajungem la un rezultat? Dar de ce până în momentul de față suntem cumva caracterizați cu o viteză a deciziilor așa demnă de toată lauda sau ce? Ba nu. Nu luăm decizii cu viteza luminii și așa că putem să le luăm măcar mai înțelepte de aici încolo. Asta este o idee. Dorim crearea unui comitet al oamenilor de afaceri. Acest comitet al oamenilor de afaceri, unui consiliu, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Oamenii de afaceri știu cel mai bine ce merge bine și nu trebuie schimbat, ce merge cât de cât și poate fi îmbunătățit și ce merge foarte prost și trebuie scos. Numai ei știu treaba asta. O discuție între ei și o agendă de lucru clară, în strânsă legătură și de care să se țină cont în Consiliul Local, cred că va reprezenta un boom pentru cei mai mulți dintre ei. Este un lucru pe care ni-l dorim și pe care îl vom susține chiar dacă nu vom avea noi inițiativa din diferite motive. Dacă cineva va susține această idee, ne are ca parteneri. Dorim să atragem, pentru că știm clar, sunt două probleme majore ale comunității noastre. Două majore. Și celelalte sunt la un milimetru mai jos. Ia să vedem ce priorități ați avut. Prioritățile noastre sunt crearea locurilor de muncă. Toată lumea vorbește de treaba asta. Dar primarul și Consiliul Local nu creează locuri de muncă și asta o știm cu toții, dar creează facilitățile. Poate duce o politică de atragere a investitorilor și asta poate clar să facă. De multe ori este de ajuns să nu-i respingă. Păi iată, vedeți, politica ușilor deschise mi se pare una extraordinară și asta poate să însemne mult mai mult decât strict o sens o fraza mea. Acum, eu vreau să spun și că o problemă la fel de spinoasă este cea calității oamenilor care doresc să lucreze, a calificărilor. Pentru că știu oameni care au venit, investitori, au dorit să-și facă o afacere la Giurgiu, dar au făcut un studiu. Nu pot să vină oamenii și să investească oricum. S-au informat și au constatat că nu au forță de muncă calificată. Mai ales meseriași. Și s-au gândit de două ori și au plecat. Este cazul multor firme din zona liberă. Iată. N-au găsit sudor, de exemplu. Iată. Și atunci, Macaragii. Atunci ne dorim să facem tot ceea ce este omenește și legal posibil. În așa fel încât firmele
împreună cu autoritățile, împreună cu inspectoratul școlar, cu toți cei care pot să hotărască, cu oameni, nu știu cum se va face în momentul ăsta asta, pentru că va fi o discuție foarte amplă, nu pot să dau eu soluția, ea va reieși într-un anumit context, nimeni nu o are acum 100% cine o are, întotdeauna poate să vină altcineva să spună stai că nu-i bună și se mai poate discuta. De aceea spun, mă gândesc și am în cap, în minte, niște idei, dar nu pot să spun că sunt cele mai bune până nu le vom testa într-un cadru organizat. Ca atare, discuțiile acestea trebuie să ducă la crearea unor clase în care să se specializeze niște oameni și apoi ei să aibă o finalitate, angajarea într-o anumită firmă, cât ei se specializează, ceilalți să lucreze probabil la... meserii, vrei să spun. Exact. Așa ceva. Și în felul acesta să deblocăm puțin lucruri. S-a vorbit despre chestiunea asta. Păi s-a vorbit, da, foarte bine, vă mulțumesc, s-a vorbit și a rămas așa. Noi o despre să... multe să... Păi vorbește. Să vorbește de multe, dar nu prea le-am văzut făcute și asta îmi doresc să fac. Da? Eu, PSRO, nu eu, Damian Marian. Eu vorbesc în numele organizației acum. Că Damian Marian singur nu reprezintă nimic. El nu poate singur să facă ceva. Nici Liliana Ciobanu, nici nimeni. Nu există unul care să poată să facă el. De aceea nu sunt de acord cu afirmațiile de genul eu fac. Nu, noi facem. Eu nu pot să fac, nici partidul nu poate să facă ceva ce oamenii nu îl lasă să facă. Eu cred în continuare că oamenii sunt nemulțumiți pentru că voi îi lăsați să facă ceea ce ulterior nu vă mai place. Dacă oamenii ar fi puțin mai atenți, nimeni n-ar putea să facă nimic fără voia lor. Asta e convingerea mea. De aceea îmi doresc să-i fac pe oamenii care au fost nehotărâți să înțeleagă că acum este momentul să vină și efectiv să-și pună oamenii. Dacă nu, îmi pare rău, dragii mei, dar nu prea aveți voie să vă plângeți. Dacă nu te duci să votezi și să încerci să faci tot ceea ce stă în putere, ce poți tu să faci acum? Să te duci convins din tot sufletul tău că trebuie să mergi cu X sau cu Y, eu nu spun neapărat cu noi, dar să meargă, asta trebuie să o facă. Bun. Am spus că îmi doresc foarte mult ca aceste firme să găsească și forță de muncă calificată în orașul nostru. Ele pot fi nu neapărat selecționate, pentru că atunci când nu prea ai mai nimic, oricine vine e bun venit, ar spune românul. Dar nu e așa. Pentru că tu poți să duci o politică de atragere pe anumite nișe. Poți să duci asta, politică, lobby, tot felul de discuții la nivel înalt poți să faci. Și în momentul în care ai în cap cu adevărat un proiect serios, tu poți să faci toate demersurile în așa fel încât să atragi niște oameni, să le prezinți zona și oportunitățile ei și să vină oameni aici să exploateze resursele și bogățiile. Pentru că o să spuneți care bogății, dar a spus mai devreme despre Dunăre, mai sunt și altele. Bogățiile zonei. În felul acesta, nu numai că omul acela poate prospera, dar și excentric, unda se va propaga și vor prospera și alții de pe lângă el. Și vă dau un exemplu. Cum ar fi o idee pe care am auzit-o și la un alt candidat, și nu stau absolut deloc să mă formalizez, că tocmai am zis că nu m-am schimbat. Nicolae Florian a venit și a discutat la un moment dat despre un, nu știu dacă îi zic bine, fost fructonil, da? O fabrică de acest gen. Păi și de ce n-ar fi binevenită, de exemplu? Dar pentru că în zonă sunt destul de multe sate cu clar predilecție către legumicultură. De ce n-ar fi? De ce n-ar fi dacă tot avem o piață de pește și venim și noi și spunem o idee să facem și o crescătorie în zonă?
să încercăm să facem asta. Ar fi cazul că piața de pește e goală. Așa. Și mă duc la București și mă roagă un prieten, vii cu un pește de la Dunăre și îl cumpăr de la piața Obor și îl duc și îi spun că e de la Giurgiu ca să scap cu obrazul sub... Poate chiar că e de la Giurgiu, dar ajunge mai repede la București. Da, da, la București e cu vreo 3-4 lei mai ieftin pe kilogram și asta contează uneori. De ce așa? De ce n-aș putea? Pentru că ea n-au piață de pește. Să poate, da, aveți dreptate. Nu vreau să intru în asta. Este la Obor o piață de pește și acolo. Angro, ca la noi? Nu știu ce înseamnă probabil angro. Probabil aia e deschisă, domnul doctor. Probabil aia e deschisă. Funcționează, are pește și într-adevăr e și mai convenabil și mai proaspăt. Dar asta e... Da. ...o discuție. Bun, eu vă ascult cu plăcere de dumneavoastră să vorbiți despre proiectele noastre. Ca proiecte ale noastre. Ce a zis și domn profesor... Noi, ca și candidați, nu suntem, probabil ăsta e unul din avantajele noastre, nu am fost nu, și nu suntem nici în momentul ăsta încorsetați de niște reguli. Probabil fiind un partid mai mic, nu avem niște reguli, noi vorbim liber, eu vorbesc liber, domn profesor vorbește liber, doamna Ciobanu vorbește liber. Toți candidații, absolut toți candidații, în momentul când vin la vor veni la dumneavoastră, își vor prezenta niște proiecte foarte frumoase și asta se întâmplă din, din 90 încoace, toată lumea prezintă proiecte, vrem să facem din ce în ce mai multe, după care ne trezim cu rezultatele. Nu s-a putut. Ăsta este unul din motivele pentru care ne ferim în a face promisiuni. Da? Avem un nume de apărat și ne ferim în a face promisiuni. Ce este clar este că vom încerca de fiecare dată, orice înseamnă proiect bun, să fie susținut. Nu vrem să repetăm de multe ori și în domeniul medical și în alte domenii, meseriași, apare discuția respectivă. Cine ți-a zugrăvit sau cine ți-a pus faianță sau la ce doctor ai fost? A, ăla. Ăla a fost ce? Dacă veneai de la început la mine, da, ne ferim e, de... Asta e o hibă. Este o hibă pe care noi ne ferim să o facem. Adică nu vrem să intrăm într-o critică a tuturor celorlalți decât când este absolut necesar. Ne vrem să prezentăm ce avem noi ca idei și ideile nu trebuie să fie ceva foarte concret. De mâine vreau să fac acolo ceva sau să fac dincolo ceva. Ce am mai spus ca primărie, ca și consilieri, ne avem posibilitatea de a oferi facilități. Cam asta a lipsit orașului și țării în general. Da? Deci tot timpul când s-a încercat, nu putem noi să facem o firmă, primăria sau consiliu, care să angajeze și să dezvolte nu știu ce, dar putem să încercăm să oferim facilități ca firma respectivă să vină să facă ceva. Ne putem folosi și într-adevăr Dunărea este principalul lucru care ar trebui să ne avantajeze. Și apendicele ei, domn doctor. Și apendicele, să vorbim și, în termenii dumneavoastră. Deci și Araua și partea de Malul Roșu sunt câteva zone. Și canalul Cama. Și canalul, sunt multe. Dacă îmi permiteți, aici vreau să spun rapid un lucru, un lucru pe care oamenii nici nu știu dacă îl știu bine. Dacă au auzit ceva sau chiar n-au auzit nimic. În urmă cu mai mulți ani aici a venit și s-a pronunțat în felul următor doamna Elisabeta Lipă, despre care eu cred că nu mai trebuie să vorbim prea multe atunci când vorbim despre canotoarea Elisabeta Lipă. Altfel, ca orice om, poate fi analizat pe toate părțile. Dar, ca și canotor, ca și meseriaș în domeniul acesta, cred că nu e cazul să punem noi la îndoială vorbele dumneai. A spus, este una dintre cele mai bune piste de canotaj din sud-estul Europei. Vreau să știu dacă vreunul s-a gândit cu adevărat ce oportunitate este pentru micuțul oraș dunărean acest canal, doar din acest punct de vedere. Păi e mai greu pentru că nu poți să-l asfaltezi, nu poți să-i faci borduri, asta e chestia la noi. Aici da, nu poți să faci nimic atunci când... Da, nu vrei să faci nimic. Dar în sfârșit, eu spun că o asemenea oportunitate trebuie avută în vedere. Un debarcader, dar nu din acela de agrement. Un debarcader pentru sportul de performanță și de acolo ușor, ușor, ușor se propagă unda. Eu cred că asta este un proiect de care avem nevoie și mai mult decât atât este și realist. Deci dacă puteți să impuneți o asemenea idee în Consiliul Local, da, poate fi făcut un proiect. Dar dumneavoastră știți
foarte bine câte emisiuni s-au făcut la televiziunile naționale referitoare la greutății, dificultățile prin care trec atunci când se antrenează loturile de canotaj, caia, canoe și așa mai departe din Snagov. Ei au fost acolo dintotdeauna, însă acum e o fiță, e o modă de câțiva ani încoace ca toți cei cu bani să aibă o vilă uriașă și niște vapoare cât Titanicul pe un lac. Sincer să fiu, am fost acolo, am înotat în acel lac și știu că nu suportă el lacul, natura, Dumnezeu nu l-a creat pe acel lac să suporte vaporoaiele alea atât de mari. Nu suportă. S-a stricat foarte mult acolo din ce era lăsat de la natură. Bun. Canotorii, în momentul în care trec ăștia cu vapoarele pe lângă ei, pur și simplu abia reușesc să se țină în bărcuțele lor mici. Au vrut să vină să facă orice pentru a se muta la Giurgiu, dar noi n-am făcut nimic pentru ca ei să se mute la Giurgiu. Și iată un fel de a face politică nou. Noi trebuia să facem ceva mai mult decât doreau ei să vină la noi. Și așa poți să faci în absolut oricare domeniu de activitate. Adică eu vreau ca tu să vii în casă la mine pentru că ești bun și am nevoie de tine, dar îți încui ușa. Cum să faci? Să intri și prin... A făcut cineva până acum, din cunoștințele tale, ale dumneavoastră, domnule doctor, un asemenea proiect la Giurgiu? Au fost mai multe idei. Au fost mai multe idei. Noi să ai idei să vorbești de ele și noi să vii cu un proiect. Ca să vii cu un proiect, un proiect de așa învergură. Eu să identifici un loc, eventual. Sunt. Eu sunt pasionat și de pescuit și sunt deținătorul și unei embarcațiuni și ne lovim cei situația mea cu greutatea de a lăsa barca undeva. Da? Este o degringoladă și în legislație cu canalul, al cui este, cine îl deține, cine deține luciu de apă, cine deține malul. Deci nu este niciun lucru din asta, din acesta rezolvat. Da? Referitor la ce zicea și domn profesor, am avut prin intermediul meseriei și altor cunoștințe discuții cu diverse persoane din zona Bucureștiului, mai potente financiar, da? Care au aceste vapoare mari, ca să mă exprim mai corect, și care au o mare problemă. Ei sunt nevoiți, da? Fie să și le țină pe acea băltoacă, fie să le transporte la Tulcea, unde, ca o paranteză, chiar auzeam la radio că se încearcă construirea unei mari piste pentru caia, canoe și canotaj. Păi foarte bine. Au găsit acolo un spațiu. Noi aici, cu toate că suntem mai aproape și am fi avantajați de poziție, inclusiv la Malul Roșu este o zonă unde s-ar putea face foarte multe, așa, n-am făcut-o. Deci cum vorbeam de aceste persoane, ar fi foarte interesate să aibă un loc unde să poată să-și țină aceste nave, da? Care să le fie întreținute. Pontoane, care adică, da. Teoretic, denumirea este de marină. Da? Ce se întâmplă, de exemplu, într-o țară ca Malta, da? În care oamenii aia n-au nici bogății, n-au nici industrie, ei trăiesc doar din turism. Toată lumea își ține vapoarele la ei și toată lumea care lucrează acolo întreține acele vapoare, le spală, le gătește pe ele și se dezvoltă o întreagă industrie. Și mai aveam un lucru de completat pe lângă partea de medicină pe care o profesez. Mai recent sunt un fel de cadru didactic, predau la o școală post-liceală. Predau în sistemul tot de asistență medicală, da? Ca la asistente nu o să spun numele ca să nu apară ca o reclamă. Ideea este referitoare la meserii de care este nevoie. În momentul acesta, da, dacă cineva, oricare din noi, are nevoie la ora aceasta că i s-a ars un bec sau că virgulă curge apa la chiuvetă, da, și ar avea nevoie de cineva că nu se pricepe să vină să-i rezolve problema respectivă, nu găsești pe nimeni. Dacă nu ai o cunoștință, eu să sun pe la. Nu se face, nu există nicio stimulare din punct de vedere al politicului asupra acestor meserii. Nu neapărat, spuneați la un moment dat, domnule, că eu mă adresez intelectualilor, sau nu, eu mă adresez oamenilor. N-am o treabă, e o definiție și intrăm în o întreagă legătură. Nu, era un exemplu de orientare. Nu. Electoral. Mai puțin de 10 minute mai avem din emisiune. Cu oamenii. Deci ar fi foarte multe lucruri pe care primăria, Consiliul Județean și, bineînțeles, vom merge mai departe la alegerile generale, poate să le stimuleze cu un efort destul de mic, deci doar cu voință, nu neapărat cu bani.
nu o să aibă niciodată, noi nu putem să promitem că vom ajunge noi la primărie, primăria Giurgiu va fi cea mai bogată primărie și vom începe să facem construcții peste construcții. Dar putem să oferim niște facilități ca să vină... Credință, să influențați în bine. Exact asta era ideea. Spre exemplu, vin la concret și vă zic, am spus și am scris în materialele noastre de propagandă, cum ar fi ca, de exemplu, să ne orientăm. Să ne orientăm, să avem ochii deschiși către firmele locale atunci când vorbim despre achiziții directe. Nu știu dacă știți, dar achizițiile directe se fac fără să ai cerere de ofertă, să ai nevoie de foarte multe birocrații. E vorba de o achiziție care nu se ridică peste o anumită sumă. Sunt sume mici, dar care contează. Că Bob cu Bob se umple sacul, spune bătrânul nostru. Și atunci, dacă tot am de cumpărat un pahar cu apă și îl găsesc și la Giurgiu și la București și corespunde din toate punctele de vedere, analize și așa mai departe, de ce să nu-l iau de la Giurgiu, vreau să știu. Pentru că dacă îl iau de la Giurgiu, în afară de faptul că eu am paharul cu apă unde aveam nevoie de el ca autoritate locală, da, mi-am luat produsul, mi-am făcut treaba, dar l-am luat de la un giurgiuvean și el poate plătește încă două salarii. Și iată cum pot să mă adresez direct și să stimulez. Este o cale unde este legal, repet, să nu fiu luat și analizat, că nu înțeleg, ba înțeleg fenomenul foarte bine, acolo unde este legal. Bineînțeles, dacă nu găsești în Giurgiu, trebuie să te duci și să găsești în altă parte, dar eu spuneam clar, unde se poate și corespunde. Mai avem, vreau să mai spun pe repede înainte niște proiecte. Pista de atletism rămâne oful meu. Mi s-au promis tot felul de lucruri și n-am văzut-o nici până în momentul de față. Este în sfârșit infrastructura, terenul nivelat, dar mai departe nu s-a mers. Parcul distrus în același timp. Nu exista o altă posibilitate, despre acest amănunt, dacă vreți, vorbim altă dată, pentru că am dovezi. Și așa cum am spus-o, sunt un om serios și unde știu că lucrurile stau într-un alt fel, vă dau argumente și vă spun că nu exista o altă posibilitate. Dar nu vreau să zăbovesc asupra acestui aspect, pentru că l-am mai dezbătut și, din păcate, presa nu m-a preluat atunci. Probabil că n-a fost un subiect de interes, dar eu vă spun că a fost, din toate punctele de vedere, singura soluție care să fie și viabilă, pentru că dacă mi-l duci nu știu unde și nu pot să vină copiii acolo, o faci doar ca un obiect de muzeu. Înțeles. Ce veți face Bun. Pentru pista asta? Păi vom căuta toate demersurile, vom face toate demersurile posibile și vom influența pe cât posibil în așa fel încât să se facă odată și să se intre într-o normalitate, pentru că eu cred că este încălcat inclusiv un drept constituțional al copilului de a avea în programă toate obiectele de studiu și a participa la Olimpiada Națională, la sportului școlar, la toate lucrurile acestea. Copiii din Giurgiu sunt văduviți de toate problemele astea. Oamenii care vor să meargă la o facultate, am spus-o de nenumărate ori, nu mă mai întorc asupra subiectului, clar că în anul 2016 este de neconceput ca o capitală de județ să nu aibă în continuare o pistă de atletism. Este de neconceput. Și pentru... mai ales este de neconceput să nu poți să o construiești în 2-3 ani. Da, în sfârșit. Au fost probleme și pe alea le-am înțeles. Dar câte probleme sunt până la urmă, în sfârșit. Ce există probleme, doar exerciții. Că ce... vrei să faci ceva. Vreau să nu mai văd că nu sunt sprijiniți copiii. În ceea ce înseamnă copiii care practică handbalul, fotbalul, basketul, vreau să fie o implicare mai mare. Nu știu cum în momentul de față, care sunt pârghiile, dar le vom identifica, pentru că și acolo sunt discuții vis-a-vis de un aspect sau altul. Probabil un club municipal al municipiului, da? Mai bine susținut. Exact. În așa fel încât să văd un centru de copii și juniori la fotbal, dar bine organizat și bine susținut, un centru de copii și juniori la handbal. Avem echipă de handbal care joacă așa cum poate să o facă și știți foarte bine Constelația. Avem echipe de fotbal care ușor, ușor, grație unui management, zic eu, extraordinar, și iată că nu încetez să-i laud. Colegul și prietenul meu, Puiu Adonis, a reușit să facă niște lucruri foarte frumoase la Dunărea, dar trebuie continuate și sprijinite și mai mult.
Pentru că odată cu venirea Astrei s-a desființat centrul de copii și juniori la Giurgiu și noi nu uităm asta. Pentru că atunci mulți copii nu au mai continuat activitatea fotbalistică și asta a durut. Baschetul trebuie să revină pentru că are tradiție. Vreau să văd un lucru pe care iarăși țin să-l subliniez și voi lupta pentru el cu toată puterea. Vreau să văd că nu se mai permite să se sape o groapă în oraș până nu mă asigură acel la care o sapă că nu pleacă de acolo până nu astupă la loc. Am văzut în lumea bună oameni care vin, îngrădesc o zonă, sapă, lucrează la lămpi toată noaptea și dimineața pleci și nu știi unde a fost groapa. De ce acolo se poate și la noi trebuie să rup mașina în fiecare moment de acest gen? Este doar o chestiune. Nu mai sapi. Nu mai sapi. Până nu ești în stare să faci totul la fel. Trebuie să fie o politică asta. Nu poate să fie nimic altceva. Vreau să văd multe lucruri. Vreau să nu mai văd două orașe. Unul până la barieră și unul de după barieră. Pentru că sunt două orașe. Așa cum am spus-o de nenumărate ori când am mers la Cluj, mi s-a părut normal să scot pașaportul. Și înțelegeți de ce? Când am intrat pe Cluj Arena, mi s-a părut firesc să scot pașaportul. Nu cred că oamenii de dincolo de barieră au un alt sentiment când vin dincoace. Lucrurile astea mi-aș dori să le văd analizate, găsite soluții în limitele bugetului, dar să se vadă ceva. Îmi doresc să se urmărească o calitate a execuțiilor. Îmi doresc să nu mai fac 10 străzi și să le refac la anul, după un an să se strice, cum văd că se întâmplă în toată țara, nu numai la noi. Habar n-am, nu știu ce se întâmplă, dar plombează toamna și primăvara din nou, sunt grob și tot așa. Vreau să văd și eu ca afară. Te-ai încălzit la, da, pentru la finalul emisiunii. Pentru că m-ați întrebat de ce am venit în politică. Da, ne oprim. Însă vreau să văd o stradă că este făcută și durează cum durează șoseaua de la Tache și Iordache de 25 de ani, fără să se strice de ce acolo s-a putut. Și atunci începem de la un capăt și o să terminăm într-un final, când o să terminăm, dar nu o să facem și desfacem ca în celebra meșterul Manoli. Poate aceste chestiuni lămurite într-o altă emisiune. Mulțumesc. De dezbatere electorală. Domnul doctor, un minut și pentru dumneavoastră să încheiem emisiunea. E un timp mult prea scurt. Un singur proiect care l-am vorbit pentru noi ca medici și pentru pacienți, în primul rând, este o problemă în momentul în care dăm un tratament injectabil la ora actuală. Da? Omul, dacă prescriu un tratament injectabil, nu are ce să-l facă. Serviciul de urgență și așa. Păi este... Să ai bine, dar să vină cineva pe la tine, să te duce. Da, bun, cam asta ar fi, e adevărat, da? Serviciul de urgență este supraaglomerat, sunt foarte puțini medici, este o accesibilitate foarte, foarte mare. Și atunci era o idee bună de a se reveni la așa zisele centre de permanență, putem să le dăm o altă denumire, numirea lor este importantă. Deci sunt niște lucruri care se pot face și pe domeniul medical pentru populația din Giurgiu și de asemenea și pentru populația din județ, nu numai din oraș. Și mai este un lucru pe care eu, ca și candidat, ca și consilier, o să vreau să, dacă vom fi bineînțeles aleși, mai devreme sau mai târziu va veni și ideea de regionalizare, de împărțire a României pe regiuni. Nu știu și n-am înțeles de ce noi, ca și eu, și în general orașele mici, ar trebui să ne zbatem foarte mult, da? Neavând o industrie și neputând să o construim de la zero, ca măcar partea de instituții, învățământ, sănătate, finanțe, să rămână în aceste orașe ca să existe. În momentul în care vrei să duci, și aici trebuie să ne luptăm noi ca și consilier, în momentul în care vrei să duci și aceste instituții tot în orașele mari, să-l duci la Ploiești, să-l duci la București, nu avem decât de pierdut. Domnilor, trebuie să ne oprim aici. Poate... Nu regret. Mulțumim frumos! Mulțumim! Mulțumim și Giurgiu Venilor. Le spun tuturor candidaților, mult succes! Campania electorală este în desfășurare. Am urmărit, așadar, le spun Giurgiu Venilor, o emisiune de dezbatere, de promovare electorală cu invitații candidații PSRO, Marian Damian și Deliu Radu Silviu. Vă mulțumesc, domnilor, sunt Gelu Prebenel, ne revedem cu siguranță joia viitoare. Joia viitoare la o emisiune cu temă dezbatere electorală. Până atunci, numai bine!